după o pauză imensă de o săptămână, ne revedem cu voi. Nu. S-au schimbat treburile pe aici, pe la voi, prin mă, să știi că... România, nu, nu știu, nu, cum se dice... Cum se zice che? Deci da. Ai fost din nou la curve și pe drogăreală, bine, nu vă imaginați că asta... numai asta a făcut, nu? Da, adică am mai văzut și un muzeu și un scump. Mai bine mergeam la curve de bani. Da? Câți bani ai cheltuit pe total? Hai că eu vreau să încep cu chestia asta. Bă, foarte puțin, foarte puțin. Adică cu tot bilete timpul de avion și cazări, aș da pe la, nu știu, 360 de euro. Ceva în genul ăsta, cred. Da, dar oricum biletele ți le-ai luat cu un an înainte. Trebuie specificat exact și asta. Așa, domne, și ai trecut și prin Germania. Hai, dezvoltă, cum sunt nemții, domne? Cum? Că toată lumea, da, în sus și în jos, nemții, stai dracu. Ideea e că am aterizat în Köln, am stat acolo vreo 2 nopți sau 3 nopți. Bă, nimic interesant. Nimic interesant, un orășel... Au o biserică foarte mare, Domul se numește. Iauzi. Și treceai fără să vrei pe lângă el. Zice, ăla era locul de întâlnire. Ai, nu știu, bem o buceagă în fața era bisericii. Era mercurul lor, cum ar veni. Era un fel de teatru, hai să zicem. Hai, teatru. Un fel de teatru, știi? Și stăteai pe băncuță, spărgeai o sămânță, ca tot omul. Da, au... că noi nu ne ducem așa, dampulea, iertați-mi expresia. Iată că vine româna înapoi. Încep să mă trezesc. În Köln, nu știu dacă știai, există cel mai mare bordel al Europei. Legal. Legal. Da. Și ai fost? Fost până acolo, am fost. Ai intrat? Fii atent, că sunt două clădiri. Bordelul ăsta se numește Pașa. Și ideea e că am intrat prima dată și ne-au cerut bani de intrare. Cât? Vreo 35 de euro. Mult. Ca să aflăm că de fapt e un fel de club de striptease. Dar faza e că de ce e hotel dacă e doar club de striptease? Ca să te dai... banii. Când dai la ușier banii. Și n-am intrat asta, dar vis-a-vis mai era o clădire în care scria free entry, bordel, mă rog, nu mai știu cum dacă se... Brothel. Free entry, brothel. Și am fost și noi pe acolo să vedem, bă, cu ce se mănâncă un, știi? Meniu. Un meniu, da. Bă, atâtea românce n-am văzut nici în zborul de aici, acolo. Românce? Da. Băi. Foarte, foarte mult. Și, surprinzător, foarte mulți români care se duceau la fătut acolo. Foarte mulți români. Păreau ei așa, arabi, nu știu. Bă, erau români. Mă, da, ce te așa fute? Da. Bă, și o atmosferă foarte clinică, așa, foarte, cum sunt filmele alea de acțiune este europene. Sau nu, știi, imaginează-ți Taken. Aha. Știi? Aha. Se ducea pe coridoare de alea, fix așa erau, fără muzică și urcai pe fiecare etaj, erau vreo 2 sau 3 curve, știi? Aha. Care încă nu și găsiseră clientul. Da. Și erau românci, le vedeai că erau românci, știi? Că se opreau din vorbit română când veneam noi prima dată. Și pe aia ne miroseau și da. Și asta e cu bordelul. Nu m-am simțit murdar, dar asta vorbeam, că am fost cu un prieten, că am fost acolo. Începuseră să-mi tremure genunchii la modul ăsta. Băi, era ceva atât de... nu știu. Mă, nu anormal, că înțeleg ideea de a te duce la curve. Nu știu, nu sunt... eu nu sunt fanul chestiei ăștia, dar... Te simți intimidat? Da, da, eu intimidat. Când e atât de mult sex în jurul tău, știi? Era ceva dubios. De asta m-a făcut să-mi reanalizez și gândirea de a lucra în industria porno. Nu știu cât de confortabil n-ai mai fi confortabil? Nu știu. Păi da, mă, dar acolo, dacă zici da, în timpul internship-ului, cred că românce și așa, probabil că nici nu erau curve de top. Erau mai... level 5-6, așa. Asta e, cred că la curvele de top plăteai intrare.
Aia. Eu cred că asta e. Și cred că acolo nu te mai simțeai intimidat pentru că unul la mă dădeai 35 de euro și te simțeai, bă, am dat și bani, trebuie să mă simt bine neapărat. Aici free entry e cum îți iei jocurile gratuite, știi că nu o să le joci, da, într-un folder pe telefon. Te aștept și la in-app purchases. Da, microtransacții. Da. Da, și am stat, nu știu, vreo 5 minute să parcurgem, nu, vreo 10 minute să parcurgem toate va etajele. Va aborda vreo... Da, întotdeauna chestia aia, hey guys, wanna have fun, tâmpenii de genul ăsta, știi? Niciuna n-a zis nimic în română? Gen, hei băieți, vreți să vă... Nu, dar erau în tranzacții cu alți clienți. Mamă, și ce ciudat e când vedeai oamenii, ei, nu știu asta, habar n-am. Când vedeai oamenii ieșind de la curve, știi, și vorbeau să, nu știu, e ceva super, super dubios și super artificial. Și ideea e că am stat foarte puțin acolo și am ieșit și ce fac eu ca tot om, mă duc într-un la club biserica. De dans să dansez niște babe. Asta e, asta și ai dansat cu babe? Am dansat niște babe pe acolo. Să mă simt, mi-am ridicat puțin. N-a vrut să-ți dea niciuna avere ei pentru dansul? Ca orice român se gândește și la chestia era asta. Era și puțin obosit. Aia. Nu puteam semne exacte. Nu eram într-o stare în care... Nici n-aveai notarul la tine. Și cam asta a fost highlight-ul Germanii. Highlight-ul Kölnului. Bordelul... Nu-l recomand, nu știu, dacă plecați din Craiova și ajungeți în Köln, doar aterizați acolo și mergeți mai departe. E un oraș de tranziție spre alte locuri ale lumii. Da. Dar ce e interesant, eu mă așteptam ca germanii să fie mult mai reci, știi, că e chestia aia nemțească, da. Adică, na, mă gândesc că sunt oameni mai de calitate și nu vorbesc oamenii de mai oricine. Bă, foarte calzi, foarte calzi, foarte... Poate din nou, pentru că era chiar... Iar e relaxarea aia, știi, din vest. Nespecifică României. Și asta. Bine, și după aia luni. Am plecat înspre Amsterdam. Am ajuns în Amsterdam. Ce fac nerăbdătorii? Apropo, am fost un grup de 4 persoane. Eu, un prieten și un cuplu. Uh-huh. Am mers în Amsterdam. Am ajuns în Amsterdam, hai să ne cazăm la hostel, că doar în regim de hostel ne aducem, că bă, e... De aici cei 350 de euro. Exact, exact. Ieftinache, e ok și băi, uite, eu mă simt în siguranță la hostel. De data asta nici n-am mai cumpărat dulăpioare și chestii de genul ăsta, pentru că de acasă. N-am lăsat lucrurile pe acolo pentru că nu, bă, până acum n-am avut parte de incidente și oamenii cam sunt selecționați, cum sunt barurile alea în care nu lasă pe oricine, cine, da. Așa că bă, adevăr ce dracu să sfuri. Că bănuiesc că n-ai avut laptop cu tine, n-ai. Nu, așa că hainele, ce de-a. Da. Și, bă, pentru mine Amsterdam data trecută a fost marcat de experiența mea cu psihedelice, cu ciuperci sau trufe. Na, e o chestie, mă rog, același lucru, dar... Cu droguri halucinogene, vreau da. Să spun. Și pentru asta eu m-am întors în Amsterdam. Mai ales că trecuse fix un an, dacă nu mă înșel, de la prima experiență de genul ăsta. Și am vrut să văd dacă... Au fost schimbări, că eu am simțit schimbări, știi, de atunci. Da, așa, la mine, la modul de a gândi și, și eram curios așa, să fac un fel de verificare, o schimbare de ulei, știi? La o revizie. Asta. O revizie, da. Și ai mers prin aceleași locuri sau ai explorat o altă parte a Amsterdamului? Mă, noi fiind situați fix la intrarea în Districtul Roșu, cam tot pe acolo ne-am făcut veacul. Nu prea mai aveam ce să vedem în Amsterdam, pentru că... Lalelele. Ați văzut lalelele? Erau cam departe. Mai trebuia să schimbăm niște, nu știu, să mai luăm niște autobuze, niște de-astea și... Deci nu lalele. Am fost leneș. Singura chestie specific turistică a fost că am intrat în muzeul lui Van Hoff. Aparent așa se... Wow, dar ce accent ai căpătat. Știu! Cum s-a auzit ăla pe nas. Da, Van Gogh. Sau Van Gogh pentru... Pentru ăștia ca mine. Și, bă, nimic extraordinar. Că lucrările alea mari, super, super importante, bă, nu le-am găsit acolo. Alea pe care voiam eu să le văd.
Sau poate n-am căutat în destul. Asta mă gândesc. Ceea ce se poate, nu știu. Dar e interesant așa ca o experiență și a fost prima oară pentru mine când am fost într-un muzeu dedicat unui singur artist. Și a fost interesant. Așa, să revenim la droguri, că aici ne... Oricine se duce în Amsterdam la asta se gândește. Și bă, eu nefiind că ți-am zis și tot am vorbit de chestia asta, eu nu sunt fan al ierbii. Nu plac efectele ei. Mă moleșește mai mult decât ar trebui și... Acum e puțin în contradicție cu ce ai spus, că te-ai dus acolo pentru psihedelice și așa, și spui că nu-ți place iarba, cu toate că sunt lucruri diferite, diferite. Dar... Unde băieți ajungi cu asta? Că ție nu-ți plac drogurile, te-ai dus pentru droguri. Nu, iarbă ziceam. Așa. Asta este. Dar e tot drog, eu sunt un om simplu. Generalizez. Așa. Mă, nu m-am dus să pasc. Asta e ideea. Asta altceva. Altceva. Și bineînțeles, eu nefiind un fan al ierbii, ce am făcut prima oară? Ierbă. Am cumpărat ierbă. Bravo, tot om. Așa se face intrarea în Amsterdam. Mi-a dat moleșeală. Fetei care era cu noi a dat puțină paranoia. Puțină. Și ceea ce a declanșat la mine... Râs isteric. Nu. Bă, niște secvențe de deja vu. Puțin așa. La un moment dat, așa, în creierul meu, nu știu cum dracu a făcut conexiunea, cu experiența trecută pe ciuperci, când mă simțeam așa puțin neliniștit, iarba am dăduse puțină paranoie, fumasem două jointuri făcute de noi, ceea ce înseamnă că erau cam puternice. Vreo 4. Și mi-am luat așa puțină stare de paranoia, mai ales că mergeam pe străzile pe care am mers atunci când eram ciupercat. Și am fost la modul, bă, uite ce a trecut prin capul meu. Bă, dacă experiența aia pe ciuperci n-a trecut până acum, că erau foarte multe deja vu-uri. Foarte multe deja vu-uri. Și bă, mi-am luat puțină paranoia și, bineînțeles, toate semnele care mi arătau că s-ar putea să am un trip nașpa, iar erau acolo. Paranoia fixă de la început. Ăștia de la hostel erau foarte, foarte, patronul era tripat. Noi când am venit, patronul hostelului vorbea cu o sticlă de bere. N-avea Bluetooth, avea o sticlă de bere și mai arăta din când în când către oameni, neașteptându-se la un răspuns. Pur și simplu. Da. Ăștia, recepționistul, iar nu ajută că unul dintre recepționiști arăta ca Ronald McDonald. Clownul de la Meta. Bă, fix. Un om pe la 50-60 de ani, creț, cu părul vopsit roșu. Na, știu. Și iar, cum am ajuns la recepție, a trecut un tip, de era în hostel acolo, cu mustața lui Dali, foarte dubios, să ajung în cameră să aflu că ăsta doarme fix la capul patului meu. Pentru că eram, așa erau puse genul. Era un colț și fix. Că e genul, doamne, ce bine că nu-s cu ăsta în cameră. Băga mea cu ăsta în cameră. Da. Fix asta, deci fix. N-aș fi văzut de... un început mai bun pentru un film de ăsta de tip mindfuck, știi? Mm-hmm. Nu cred că exista într-un scenă. Și da, stai puțin. Deci ai fost pe iarbă, erai tripat, hostelul era împotriva ta, aleile erau împotriva ta. Erau foarte multe deja vu-uri și începeam eu să fac niște conexiuni în așa. Așa. Și în momentul ăla eram pe punct, bă, ar mai trebui să iau ciupercile sau nu ar mai trebui? Mă decisesem deja că, bă, nu mai vreau să fumez iarbă acolo, că nu mai vreau să mănânc, dacă e prăjitură sau ceva de genul, știi? Chiar prăjitură n-ai mai băgat? Nu, că știu efectele și nu mă ajută pe mine efectele alea. Uh-huh. Deci, repet, pe mine iarba mă moleșește și nu mi oferă o relaxare, pur și simplu o conștientizare a faptului că simțurile mele sunt mai moleșite ca de obicei și chestia asta nu-mi place. Bă, că-i firocit, așa. Eu sunt și o fire anxioasă și, asta e...
Și totuși ciuperci ai luat pentru că am primit mesaj de la tine astăzi e ziua ciupercilor, ne auzim diseară, sper. Nu, am mai auzit vreo 4-5 zile după aia. La care, da, și care a fost răspunsul tău, sper să nu mori. Da, ca prostul. Ca prostul, corect. Foarte important. Da. Da. Și bineînțeles, de la faptul că, băi, eu nu mai vreau să iau droguri aici în Amsterdam, am decis, mâine trebuie să luăm ciupercile. Nu mai vreau chestia asta să aștepte că deja îmi fac filme în cap, știi? Despre cum o să fie experiența. Și nu mă ajută cu absolut nimic. Deci am avut o stare de neliniște până în momentul în care am luat ciupercile. Fix din chestia asta că, bă, iar se va repeta bad-trip-ul ăla pe care îl puteți asculta. E, o să las link-ul în descriere. Pauză de publicitate ca să... Și am revenit din publicitate. Da. Așa că, cu toată reticența asta, am hotărât, bă, de ce să nu luăm cantitate dublă de minunat ciuperci. Trufe, repet, mă rog, o să zic ciuperci, nu contează. Așa. Și bineînțeles, și mai puternice. Dar că... ați luat din același loc de unde ați luat trecut? Nu, din alt loc, pentru că am fost lene și era chiar unul aproape vis-a-vis de noi. Aproape, trebuia să dai puțin colțul. Mm-hmm. Și ok, dublu. Am luat eu cu prietenul cu care am fost data trecută. Hai să-i dăm un nume generic. Alege tu un nume. Miguel. Eu și Miguel. Luaserăm, avusesem experiența cu ciupercile, hai să luăm ceva mai puternic. Hai să luăm mai mult. Că bă, dacă when in Amsterdam, hai să o faci lată. Că așa chiar mi se părea că mă limitam puțin. Uh-huh. Că dacă iarbă nu mai bag, la curve știam că nu o să mă duc și... Cred, am căutat... Bă, nu știu, voiam un singur motiv pentru a mă duce la curve. Am vrut chestia asta, să caut. Și n-ai găsit? N-am găsit. Dar o să vorbim imediat și de chestia asta. Și cuplul care mai era cu noi, Justin și Justina. Așa. Voiau și ei să încerc ciuperci, așa că le-am recomandat... Să nu. Nu, bă, inițial, da, cam asta era faza. Bă, nu știu dacă e ok. Că lor, orice ar fi făcut, orice drog ar fi luat, dormeau. Erau lați, dormeau. Asta era reacția lor la... Poate de frică, cumva. Hai să ne nu cred. Și alcoolul. Așa, da. Ai luat ciuperci. Da, și asta ziceam. Justin și Justina și-au luat tipul de ciuperci pe care le luasem noi data trecută. Aha. Erau mai mild, așa, erau mai, mai ușoare. Erau ușoare. Păcileanu. Da. Ajungem la host. Înainte de asta, eu am fost... Bă, n-am mai vrut nimic să-mi iasă de sub control. Nu voiam să... Că iar, repet regulile spuse în episodul de data anterior. Trecută. Ce trebuie să faci atunci când intri într-un trip pe halucinogene? De preferat. Dacă sunteți mai rebeli din fire, faceți. Treci în pula mea la reguli. Ia ajut-mă, că poate să-mi sparți. Așa. Dacă vrei să oprești tripul, vrei să oprești efectele drogului, bagă ceva dulce. Suc, ciocolată. Aici ne-a ajutat Lidl-ul. Deci, efectiv, noi am mutat Lidl-ul din magazin la noi în hostel. Mi-am pus în pat, aveam de toate, tot ce aveam nevoie. De la ciocolată, la suc de fructe, tot. Cât să faci diabet. Da. A doua regulă, bă, de preferat să nu ieșiți din încăpere, mai ales dacă e prima oară. Uh-huh. Ceea ce s-a întâmplat data trecută. Dar... I know better. Așa. Și dacă e ceva negativ, orice nu știu, orice senzație negativă. Manifestare orice... negativă? Da. Semnalmentele unui bad trip, du-te cu el. Nu o pune rezistență. Pentru că dacă o pui rezistență, vezi că nu se duce efectul ciupercilor, care durează între 4 și 6 ore. Cam așa. Așa că luați-vă zi liberă. Da. Și o să vezi că pur și simplu nu se aduce efectul, dar tu încerci să ieși și ești prins în chestia aia timp de 4-6 ore. Și chestia asta provoacă anxietate, paranoia, cum s-a întâmplat data trecută. Și în final. Și ok, am ajuns în hostel, ne-am pus fiecare în la patul lui. Vedem cum, da?
Și am luat ciupercile. De data asta ciupercile erau într-un fel de saramură, așa. Era foarte dubioase, foarte grețoase. Am crezut că vomit. Nu s-a întâmplat chestia asta, tot venea reacția. E fix ca și cum ai mâncat niște ghimbir. Oh, știi când e senzația aia? Da, nu erau iuți, nu asta vreau să zic, dar e senzația aia de ghimbir care te... te arde puțin așa. E la modul ăsta, pentru că corpul meu simțea că bă, ăsta mă otrăvește. Nu lăsa să mă... Dar eu sunt mai bun decât corpul meu. Și am zis, stai potol. Ok, am luat ciupercile. Și au trecut cam 30 de minute, 20 de minute până fac când... Da. A început a fost mult mai diferită experiența de data asta, cu mult mai diferită. În bine sau în rău, de exemplu, să dăm spoiler. În bine. Dar de exemplu acum efectele, dacă prima dată au fost nu știu cum să zic eu, din punct de vedere vizual data trecută mi-am dat seama că sunt începe tripul, știi? Aha. Adică totul începuse să fie mai luminos, mai puternic. E, de data asta nu s-a mai întâmplat asta. Pur și simplu observam că mă focalizam mai mult pe anumite lucruri, pe anumite obiecte. Nu-mi dădeam seama cât îmi concentram atenția, dar îmi dădeam seama că, bă, mă uit mai mult decât ar trebui. Și atunci mi-am dat seama că, bă, gata, începe. Și prima parte a tripului a fost nu știu cum să zic eu, dar vizualurile sau experiența vizuală a fost cam a reprezentat prima parte. De exemplu, imediat cum închideai ochii, nu e ca și cum închizi ochii și aștepți să ți apară steluțele alea, știi? Când... băi, vizualuri extrem de puternice, nu știu de ce, de data asta la mine au fost elemente africane. Nu știu cum. Știu eu. Știu, o am mare. Hei, gata. Nu asta, Jamal, nu. Că ai zis tu că negriți par ok, poate de acolo. Da, probabil. Iar Miguel... Așa? Începea să vadă un castel care își rotea turlele. Se simțea ca și cum s-ar da în tiribomb. Așa și-a dat seama că, bă, își începu efect. Stătea pe loc. Dar pur și simplu simțea că ori să dă în leagăn, ori că e în tiribombo. Jesus. Da. La mine efectele vizuale, deci asta, au fost niște tipare africane. Cum mi-am dat seama că sunt africane? Că n-am văzut simbolistică africană. Am presupus. Sau ai văzut Fildeș, da. Poate. În... Și erau, ca să vă faceți așa o părere, cum sunt intro-urile alea de la filmele cu James Bond? Da. Când sunt multe chestii? Da. Fix asta. Dar erau acolo. Adică deschideam ochii și imediat când închideam ochii se reluau fix din parte din momentul în care da, rămase. Și foarte mulți ochi, foarte ciudat. Ochi? Da, adică începeau să se facă niște coloane cu diferite simboluri și ochi care se deschideau și în momentul în care te concentrai pe o pereche de ochi și se deschidea, intrai în altă încăpere a vizualului, știi, gen. Era altceva. Ce, bă, băiatul. Da. A fost interesant și de aici mi-am dat seama că, bă, o să fie o experiență foarte mișto și mult mai diferită față de cealaltă. Și cum i-am zis chestia asta, am început puțin să mă tripez negativ. Că de ce? Că Justin și Justina începuseră să bea. Ceea ce, dacă vă amintiți, eu am făcut asta data trecută. Și, da, asta era a patra regulă sau a treia. Sau băgai una de la mine. Să nu bei alcool sau să le amesteci cu alte droguri. Foarte important, da. Și de preferat. Și chestia e că tripul ăsta a fost mult mai mult mai condensat. Nu știu cum să zic. Pentru că am avut impresia, dacă tripul trecut mi s-a părut că a durat o eternitate, ăsta a trecut extraordinar de repede pentru mine. 6 ore. Extraordinar de repede. Și asta când ziceam că mă focalizam asupra unui lucru, eu nu dădeam seama cât mă focalizam, pentru că pur și simplu vedeam colțul ochiului o bere, mă uitam în altă parte, 4 bere. Dar... Foarte ciudat, știi? Adică sticle goale. Mi-ai trimis tu o poză cu tine și cu Miguel întinși pe pat. Era în timp ce erați... Da. Ne luase deja.
Că păreai foarte focalizat pe gen de oră, așa. La un moment dat mi s-a spus că îmi dădeam ochii peste cap, nu știu de ce. Și eu văzându-i pe ăștia că a început să răsăbea, știi? Uh-huh. Și supărați că nu simt efectele, ei fiind sub efectul ciupercilor, știi? Bă, am început să mă simt anxios pentru ei, oarecum, știi? Și ăsta a fost momentul în care, bă, eu mă sui la etaj, uh-huh, la Lidl, mă pun în pat, trag pătura peste mine și am acceptat. Bă, hai că începe iar să fie puțin o experiență negativă, uh-huh, hai să mergem cu ea, să vedem. Și cum am zis chestia asta, cum totul a devenit perfect, iar. Pentru că nu te mai opui, nu mai opui rezistență emoțiilor tale, stărilor, da. Uh-huh. Și experiența a continuat cu foarte multe mersuri la toaletă. Bă, m-am pișat, cred că timp de 6 ore, cred că m-am pișat de 7-8 ori. Păi ce dracu ai scos? Nu știu, poate era corpul care zicea, bă, hai să scoatem o travă din... Nu știu, nu știu care era chestia. Dar faza e că am ajuns foarte repede la niște... Concluzii? Da, da. De exemplu, la un moment dat îmi scoteam telefonul și eram acaparat de telefon. Ideea care e, când iei ciuperci, creierul tău face foarte multe conexiuni între lucruri. Foarte multe. Acum, dacă ești un tip negativist... nu știu, hai să zicem că te uiți la un clip pe YouTube sau ceva, mm-hmm, de genul, când ești așa, și te concentrezi pe aspectele negative din el, nu știu, din ce zică, mm-hmm, oamenii din el, pentru că asta e mentalitatea ta negativă și bineînțeles că te încarcă negativ chestia asta. E, dar de data asta conexiunea s-a văzut că a trecut un an și eu am devenit mai relaxat, așa ca în comportament. Da. Și chestia asta cam am perceput-o din experiența asta, mă rog, e mai personal, nu prea are logică pentru, e chestie ei, subiectivă, că... dar ideea e că ne-am dat seama că sunt un tip foarte precipitat și impulsiv, adică știi și tu asta. Eu știu. Și cam asta mi-a oferit experiența asta cu ciupercile de data asta, că bă, e ok să stai să te gândești puțin, mm-hmm, înainte să faci lucruri, să... chestii de bun simț pentru oameni, dar pentru mine nu erau. Și adică să-ți oferi mai mult timp în alegeri. Cam asta. Chestii dubioase, bă, n-au fost. M-am uitat pe geam, stăteam fix la fereastră, n-am mai vorbit cu fereastră de data asta. Începusem să fac foarte multe conexiuni între obiecte, găsindu-le, creierul meu găsind simbolistic în foarte multe lucruri, astea sunt mai personale, le țin pentru mine. Când mă uitam pe geam în clădirea de alături, dacă data trecută vedeam un om care tot stingea lumina și o chestie foarte dubioasă, am văzut, erau doi care și-au schimbat fața în... știi clipul ăla, ai tu căpile în Ibița? Da, da. Cu capătul ăla? Fix chestia asta, apărăm. Și iar începusem puțin, ceva e ciudat, ceva e ciudat, am mers cu ideea asta și imediat au dispărut și nu mai. Cam ce ar mai fi de spus? Sunt trufele astea un fel de mers la psiholog, dar mai ieftin? Pentru mine, da. Dar uite, de exemplu, sunt oameni care nu le acordă atât de multă importanță, să zicem, și le iau doar pentru party, știi? Uh-huh. Party drag și asta. Păi, eu le-am luat și îmi place chestia asta, dar acum trebuie să mai treacă timp. Acum chiar mai trebuie să treacă timp. Dacă acum, între experiența a trecut un an, vreau și mai mult să, nu știu, să ating alte realizări la o altă etapă a vieții, vieții mele. Dar ideea e că, da, e un fel de schimb de ulei, nu știu, parcă îți faci plinul puțin. E o revizie interesantă și vezi și creierul tău cum e și gândirea ta, deși nu-ți dai seama, bă, ești un tip mai negativ, ești un tip... Și atunci... Te scot la iveală. Da, mm-hmm, da. Drăguț. Și asta cam s-a întâmplat pe ciuperci de data asta. Și foarte important, tripul a trecut foarte, foarte, foarte rapid. Și de data asta am ascultat și muzică. Deci ajunsesem la punctul ăla. Ce de muzică? Relaxare încă...
Bă, nu știu, un playlist ce am făcut semi, asta e mai puțin important, dar creierul făcea niște conexiuni foarte, foarte ciudate încât le atribuia și înțeles versurilor, știi? Și era foarte mișto și deși playlistul era aleatoriu, parcă totul era așezat cum trebuie. Și fiecare piesă spunea o poveste a momentului în care te aflai fix atunci. Foarte, foarte ciudat. Iar aici erau conexiunile alea în care nu puteai să le faci tu de unul singur. Că na, de exemplu, eu nu prea ascult melodii din zi, datorită versurilor. Îmi place muzicalitatea, știi, chestiile astea. O pus mie. Da, da. Și de data asta a fost foarte... A, și apropo, pentru că nu aveam net, unele nu se pleiau, știi? Și dădeau no sign sau ceva de genul ăsta. Și bă, parcă totul în capul meu era la modul așa trebuie, bă. Să-i seama cum așa trebuie eu? Pentru că e povestea asta care nu se n-are ce să caute aici, trecea următoarea care avea mai multă logică și se lega de celălalt. Să-i seama cum aș fi eu care eu cred în chestiile ăștia fără ciuperci și cu tot nimic nu e întâmplător, că dacă aș fi, cum zis, ar amplifica și aș fi da, profet. Da, da. Da. Aș face profeții. Da, aia e fai. Tu ți-ai face un cult al personalității în secunda 2. Da. Da. Dar asta legat de simbolistică și de conexiunile astea, se vedea că și unele voiam, să zicem că voiam să forțez niște răspunsuri pe care voiam să le aflu eu, și am văzut că nu și avea rostul să forțez conexiunile alea, să le fac eu, pentru că nu erau se legau, nu se legau și renunț la ele. Și iar asta a fost încă o altă realizare, bă, nu trebuie să îți dorești chestii, dar în ce nu poți, ce nu ține de tine, chiar nu ține de tine și nu trebuie n-ai să... N-ai cum să schimbi chestia asta. Da, uh-huh. Da. Foarte, nu știu, bă, cred că o experiență de asta cu ciuperci poate fi substituită de poezia glosa lui Eminescu, știi, adică cam așa, cam ăștia sunt învățăturile. Da. Cam, deci, cam pozitiv, asta, până la urmă, da. Mie unul chiar... Da. Și mult mai rapid, mult mai rapid de data asta. Deci au trecut 6 ore. Lui Miguel i s-a dus efectul de nu știu, în timp de 4 ore, cam ceva de genul ăsta. Pe mine m-a ținut 6 ore, m-a ținut complet. De la 2 și până pe la 8 și ceva în genul ăsta. Da. Lui nu prea i-au mai plăcut de data asta pentru că i-au dat niște senzații negative, pur și simplu. Adică a fost pentru el ca un carusel. Uh-huh. Știi? La modul, a, te simțeai bine și pe aia, a, era ceva negativ. A, știi? La modul ăsta. Și nu i-au mai plăcut atât de mult, pentru că ca și cum ai face ceva pentru prima oară, e mișto și după aia ești complet dezamăgit când vezi că, bă, ești nașpa și la ceva. Și asta a fost pentru el. Dar Miguel s-a revanșat cumva din... Ce mi-ai spus înainte să începem episodul. Bineînțeles. Pentru că when in Amsterdam, you've got to fuck a whore. Aparent. Aparent, da. Apropo, asta era rutina noastră zilnică. Bă, la prânz și seara ne plimbam prin Districtul Roșu. Aveam plan, începem din capătul ăsta și o luăm așa printre, știi? Uh-huh. Și sunt, nu știu, sunt vreo 3 alei, cred, 3 străzi cu curve, dar trebuie să mergi așa printre blocuri ca să le vezi pe toate și noi le-am văzut pe toate. De mai multe ori. Uh-huh. Ele se săturaseră de noi. Uh-huh. Atât de mult. Și ăsta era pregătit. Bă, vreau să simt experiența Amsterdamului, știi? Și l-a ajutat și mai mult că în prima zi când am ajuns acolo a găsit 50 de euro pe jos. Ia, uite, fix prețul unei curve. Șochii tăi. Fix prețul unei curve. Prețul de bază al unei curve acolo. 50 de euro. Da, 50 de euro, moment of bliss. Băi, eu tot timpul ăsta că știam că va face, nu știu dacă în ultima zi sau când, s-a întâmplat în ultima zi pentru el. Eu până atunci am fost la modul, bă, vreau un semn, un semn. Fetele foarte atractive, deci nu mănâncă ca... A fost la un moment dat o tipă care arăta fix ca fosta nevasta lui Adrian Mutu, aia blondă, aha. Alexandra nu știu cum, dar cu țâțe. Foarte multe țâțe. Multă țâță pe ea. Excesiv de multă. Superbă. Deci aveai. Aveai alegeri. Orice tip. Mai puțin negrese. Negresele. Și ce erau acolo? Nu.
Bă, am tot... Am vrut, bă, chiar la modul era... Bă, hai ceva, orice găsești... Un semn, Doamne, dă-mi un semn că... Dă-mi erecție! Sau... Nu, dă-mi erecție! Da, ceva, vreau ceva logic ca să mă duc la... Dar nu, pentru că aveam în cap... Bă, e ceva artificial și nu e fun. Nu e fun să... Și bă, te și ții, nu știu, maxim 20 de minute la modul ăsta și... Ce fac eu în 20 de minute? Da, trebuie. Nici nu scot pantofii și deja s-au pus 50 de euro. Potoliți. Da. Și nu mi s-a părut fan și de asta nu, eu nu am fost. Miguel s-a dus, trebuia să mergem amândoi, să alegem. El își alesese una. Da, voi așa părerea. Chiar se înțelesese cu ea la se înțelesese. A întrebat-o, mai ești mâine aici? Pac, pac, pac. Totul era pregătit, dar ce să faci? S-a răcit. Curva-i curvă și achiulit. Da, era o curvă mincinoasă. Și bine, nu folosesc curvă ca... Ci ca meserie, asta e meseria asta lor e. Acolo. Dar era mincinoasă, asta da. Era adjectivul potrivit. Era o curvă mincinoasă. Da, și trebuia să mergem amândoi, să vedem care sunt opțiunile, care asta, să văd și eu, așa. Eu am fost ocupat și n-am mai putut să merg cu el. Dar omul s-a dus singur. A stat o oră să perinde ăsta, cartierul roșu. Districtul roșu, mă rog. Și, bă, cine credea că și curve... Adică, na, nu vreau să vă jignesc, bă, curvelor. Practicați meseria aceasta. Practicantelor, da, practicantelor așa. De sex oral pe bani. Așa. Bă, dar aveți și aere în cap, bă. Au aere? Da. Au fost a intrat la una și a întrebat cum stă treaba cu asta și ea i-a zis 50 euro handjob, blowjob, lap dance. Vă dă, bă, nu ți-e fă rușine. Păi vin eu din România până aici ca să ce? Pentru lap dance și pentru da. Handjob. Și că, dacă te simți bine, discutăm atunci. Păi vreau să discutăm acum. Da. Că mi-ai bani înainte, femeie. Da, și n-a mers să a lăsat-o pe asta, s-a dus altundeva, o văzuse pe o tipă bună, a mai dat ocol districtului, era ocupată. A curtat-o, practic. Da, era ocupată, a mai dat încă un ocol. Rând, da, un ocol, iar era ocupată. Deci în 40 de minute femeia băga meserie. Băga meseria. Ceea ce spune foarte multe despre ea. Adică e... Foarte tare. Așa. Știi, partea amuzantă e că a fost la una și a început să vorbească cu ea, bineînțeles, într-o engleză de asta. Rusească. Rusească, da. Iliesciană. How much? 50 euro. Ok. I mean. Așa, la care ea îl întreabă. From what country you're from? Sau, Bangladesh. Nu știu, la care el zice Romania. La care a fost cea mai bună replică și o să rămân în analele podcastului ăsta, la care ea a zis, s-a uitat la el din englezească asta și a zis: nu mă fut cu români, ieși afară. Pe o română perfectă. Perfectă. Minunat. Nu mă fut cu români, ieși afară. Ieși afară. Wow. Da. Și asta și a zis Miguel, așa când cred că eu aș fi strâns-o în brațe. Bravo, mă. Da. Bă, omul era decis, omul era decis și și-a găsit o roșcată, din câte mi-a zis el. Fata a zis da, 50 de euro și au sărit pe treabă. Au sărit. Toată experiența a durat cam 10 minute. Miguel. 10 minute. Băi, și greu că faza e că tipa că era profi, era era ce trebuie. Da? Da. A stat pe spate Miguel. A făcut el treaba sau a lăsat-o pe... Da, cam lăsat-o pe ea. Eu i-am zis, ăsta a fost singurul meu sfat de ei l-am dat. Bă, zile că ești virgin. Asta, eu dacă m-aș duce la curie, asta e teoria mea. Pe mine m-au luat în râsă ea acolo, dar asta e teoria mea. Dacă le zici că ești virgin, n-ar trebui mai să se ocupe mai extra. Delicat. Ce, să-ți dea ceva în plus? Să-ți dea o bomboană la final, ceva Bring de genul? Bring up the virgin!
să put the virgin on the bed. Să luăm băiatul ăsta, să-l purtăm într-o lume a sexului și după aia să-l aducem cu picioarele pe pământ schimbat. Da? Da. Dar n-a vrut să fac asta, că n-ai orgoliu de bărbat. Dar eu așa aș fi făcut. Eu, dacă m-aș fi zis, acolo, asta e cea. Sunt virgin, ai grijă de mine. Ia, mă! Bineînțeles, cu ăsta, să mă duc într-un One Piece, așa, știi? Cu Sky. Ia, mă! Da. Și chestia e că tot sexul a fost clinic, din ce mi-a descris. Clinic? Da. Cum că? Foarte. De exemplu, la un moment dat, când tipa se ocupa de The Nether Regions, de el, om a vrut să-i pună mâna, știi, pe cap, să aprofundeze situația. La care ea i-a luat mâna și a zis că nu poate să-i pună mâna în cap, că după aia iar se întoarce la vitrină, știi, și trebuie să... Adică nu prea poți să faci foarte multe chestii. Don't worry, I'm careful. Da. Da. Și asta, și fix mi-a confirmat toate gândurile mele pentru care nu vreau să mă duc la curve, nu vreau să plătesc pentru sex. Totul e clinic, totul e... Nu e fun. Nu e fun. Martie 2019. Experiența numărul 3 noastră, am fost la curve. Singura mea experiență din Amsterdam cu sex contra cost, dar nu prea e sex contra cost, e că am fost într-un club de striptease, tot cu Miguel. În fix barul de striptease în care am fost fix acum un an acolo. Aceleași persoane, aceleași fețe? Asta mă așteptam la ceva nou, dar nu. Erau aceleași stripărițe mai bătrâne cu un an. Și bă, la stripărițe, asta am observat. Se vede. Se vede, tată. Se vede. Să te freci de libidinoși. Că erau cu lap dance. Erau full lap dance. Pui mâna pe țâță, pe buci. N-ai treabă. Bă, eu cred că psihic te îmbătrânește cumva. N-ai, că normal oferi sex unei persoane de care îți place și de care simți o atracție. Corect. Ori de o noapte, ori de o viață, nu știu. Dar e chestia aia. Și să faci asta pentru 10 euro, 20 de euro. 10 euro îmbrăcată. 20 de euro dezbrăcată. Da. Cu orificii neacoperite. Zău? Da. La 25? Ce la 25 de euro? La 25 cred că treci în camera de alături, că aveau bordel. Nu știu dacă puteai să-i și la 100 spune da? Adică o iau de nevastă la 100? La 100 e un chilipir. Așa că... Hai că ai luat-o ieftin. Da, are turajul făcut. Da, are rodajul, nu turajul. Atâta pot, atâta știu. Eu țin permis în portofel doar ca să capete formă portofelul, știi, de la permis. Da. Da, permisul meu în portofel e ca un prezervativ pe timpul liceului. Toți l-am avut. Toți l-am pe același. Îl dădeam unul altuia. De fiecare dată când erau o petrecere, îl dădeam. Ia, mă, poate tu. Dar stai, mă, seama cum era să folosești, să ajungi să folosești prezervativul ăla. Păi nu-ți făceai un copil? Bă, îl făceai clar. Ești prezervativ. Pune-i doar ăla, așa, inelul ăla. Da, păi atâta cred că mai rămâne. Nu știu dacă prezervativele sunt mâncate de moli, dar cred că sunt mâncate de moli. Da, cu o scârbă așa. Da. Bă, și cam asta a fost experiența mea cu, cu Amsterdam. Și cu Kölnul, nu neglijăm Kölnul, că și acolo a fost la... Atât asta a fost de la mine. Dacă mai întreb ceva. Să mă gândesc. Dacă ar fi un bordel în Amsterdam în care să fi plătit să faci sex, ai accepta? De să fiu plătit să fac sex? Da. Ca turist? Sau? Da. Iar depinde cu cine ar trebui să fac sex. Dar se schimbă problema. Se schimbă puțin problema. Că înseamnă că cineva e dornic să facă sex. Dacă să faci sex cu... Dar stai că e ciudat, dar tu nu vrei să știi cumva să zici, ajungi în Amsterdam, da? Da. Cineva te ia și te forțează să te prostituezi. Așa voiam să spun. E altceva. Clar. E... Doamne, păi să zici că viața, plus că am și semnat un contract. Da. Nu crezi legat?
Pe bază de invitație. Da, am înțeles că nu prea sunt probleme acolo genul ăsta. Chiar au inspecție, trecă inspector de calitate pe la curve pe acolo, știi? Și ai ce dracu... Cum le văd dacă sunt de calitate? Hai, puneți-le pe tester. Ce Parcă puțin accelerație, umblă la ambreiaj. Nu știu. Că de la cum se numește? Symbian, din ăla, nu? Știi, și le pun pe Symbian, ăla-i tester. Și mai simți ceva? Auzi un geamăt, nu e moartă pe dinăuntru? Încă are un suflet acolo. Aha. Chiar asta e faza, să pui pe un de la să aibă orgasm, să plângă și că da, încă are un suflet. Sex cu roboți, mă. Că în Amsterdam cu siguranță se va deschide primul. De fapt, cred că sunt bordeluri deja cu roboți prin Asia undeva. Dar dacă ar fi un bordel la care să faci sex cu o roboată din aia gen, bă, cu inteligență artificială, cu alea, ai da 50 de euro, nu 50, 46 de euro. Că este ofertă proporțională fiind în primul an de funcționare. Bă, pe mine mă deranjează ideea că la o curvă nu știi cât trec în ziua aia, dar vrei să pun mâna pe bucată de inox. Nu e inox. Iar... E... piele printată cu imprimantă 3D. Eu am fanteziile mele, poate le știu. Ok. Chiuveta ai început. Dar erau lăcașuri, dacă pot să-mi permit așa, lăcașuri de labă. Vezi cum o să ceva frumos și după aia îl tărăs prin noroi? Da. Asta sunt eu. Lăcașuri de labă. Doamne, cât de frumos. Pentru că erau foarte multe sex show-uri acolo, știi? Erau foarte multe, nu teatre, dar mă rog. Locuri unde se făceau chestii așa? Cu porno. Și la început aveau niște cabine cu foarte multă hârtie igienică, unde puneai câte 2 euro sau 1 euro. Parcă donai. Și vedeai pe un ecran, nu prin geam cum credeam, pe un ecran, pe un monitor, ce se întâmplă înăuntru. Gen cum e unul și o fute pe una. Și era live. Asta e. Dar ai garanția că e live? Nu. E cum sunt cursele cu câini. Da. Știi rezultatul. Știi că nu m-ai pierdut. Lăcașuri de așa ceva. Nici nu poți să spun. Da, lăcașuri de așa ceva. Bă, da, și oamenii intrau foarte relaxați acolo, închideau, se asigurau că, bă, nu mă deranjează nimeni de la... Da. Și se puneau pe treabă. Timp de nu știu cât timp, cât îți garanta 2 euro. Dar, da. Ne mâncați. Există chestia asta. Și de asta zic, Amsterdam e un oraș al excesului. E mai ales zona aia. Că după aia cum ești din zona aia, e perfect normal, perfect sănătos. A fost vreme frumoasă afară. M-am dus prin parc, m-am plimbat prin parc și chiar a avut mai multă însemnătate pentru mine decât ce se întâmpla în districtul roșu. Dar, dacă vrei să suferi un șoc cultural, adică să vezi oameni sparți, concentrați fix pe aceleași chestie, sex și droguri, acolo e. O să mă laud eu din nou cu partea mea de studiu. E un fel de Babilon. Întreabă ce zis nimic, dar știu că e cu dăștia. Deci e un fel de Babilon. N-am fost în Amsterdam, dar e Babilon. Nu știu ce dracu era Babilon. Nu știu. Și acum despre mine.